Bună ziua și bine ne-am regăsit la un nou periplu exegetic în Evangeliile duminicale. Un periplu exegetic pe care astăzi îl vom face într-un mod oarecum aparte, într-un mod nou, diferit de ceea ce. Ne-am obișnuit să facem până acum. Da, știm foarte bine că uneori și diversitatea ne ajută să cunoaștem mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Popasul acesta exegetic de astăzi îl facem asupra duminicii a 18-a după Rusalii, ultima duminică a lunii septembrie din anul mântuirii 2020. Și în această duminică, ni se pune ca de obicei spre ascultare, în primul rând, o pericopă evanghelică, de data aceasta din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Luca, deci cea de-a treia Evanghelie din Scriptura Noului Testament, capitolul 5, versetele de la 1 la 11. E o pericopă evanghelică a cărei accent cade pe ideea aceea pescuirii minunate, pe momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos, la începutul activității sale în lumea aceasta, cheamă pe ucenici, pe apostoli, o parte dintre ei și le făgăduiește să-i facă pescari de oameni. Ceea ce mi se pare interesant din acest punct de vedere nu este doar accentul pe ideea aceasta de, de pescuire minunată, pe ideea de minune pe care o săvârșește Mântuitorul Iisus Hristos și de ce nu pe modul în care cheamă la propovăduire pe sinții Ucenici și Apostoli, transformându-i în pescar de oameni. Mi se pare oarecum interesant modul în care debutează această pericopă evanghelică și implicit capitolul 5 al Evangheliei după Luca. Și spune așa, aici citez, Pe când mulțimea lămbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și el ședea lângă lacul Genizaret, după aceea continuă că a văzut două corăbii oprite lângă țări, pescarii coborând din ele și își spălau mrejele. Mi s-a părut oarecum uh, intrigant, aș putea să spun, modul în care Evanghelistul Luca spune aici așa că mulțimea îl îmbulzea pe Mântuitorul Iisus Hristos ca să asculte cuvântul său. Și atunci am uh, încercat oarecum să vedem care este cuvântul pe care textul original îl folosește în, uh, în acest context și... Ceea ce am observat este că folosește uh, verbul uh, epichetestai uh, sau uh, care este de fapt forma infinitivă de la verbul epichemai. Uh, e un verb compus în esență, acest epichemai, de la uh, prepoziția epi, care are sensul de pe, în, lângă, peste și așa mai departe. Deci are o multitudine de, de nuanțe această propoziție, și uh, verbul uh, chemai, care are sensul de a sta culcat, întins, uh, a rămâne, a fi pus, uh, a fi rânduit pentru ceva anume. Ei bine, compusul pe care îl întâlnim în contextul acesta are două uh, nuanțe oarecum. Uh, Diferite. Chiar dacă mă gândesc bine, ele sunt oarecum destul de, de diferite. Prima nuanță este nuanța pe care o dă verbul original și are sensul acela de a se culca pe ceva, a sta culcat pe ceva, a se așeza pe ceva sau a fi așezat. Este oarecum nuanța cea mai la îndemână pe care ne oferă, din acest punct de vedere, limba greacă. Dar, în același timp, are și sensul de a impune diferite obligații cultice, dar și de a pune presiune. E un verb pe care, să știți, nu-l întâlnim de foarte multe ori în scriptura Noului Testament. El apare în Evanghelia după Luca de două ori, de două ori în Evanghelia după Sfântul Ioan, odată în faptele apostoloșului, de două ori în epistolele pauline, în epistola întâi către Corinteni și apoi în epistola către evrei. Deci sensul verbului, sensul inițial, să spunem, are nuanța aceea de a se culca, de a sta așeza pe ceva, de a uh, sta culcat, a, fi, a sta așezat și abia după aceea ideea aceea de a pune presiune. Și atunci mă gândeam că de fapt mulțimea aceasta care îl îmbulzea, care punea presiune pe Mântuitorul Iisus Hristos pentru că își dorea să asculte cuvântul lui Dumnezeu, este oarecum uh, mulțimea care, vedeți, e un gest opus față de ceea ce întâlnim în capitolul precedent, în capitolul 4 din Evanghelia după Luca, când Mântuitorul Iisus Hristos, prezent în sinagoga din, din Nazaret, citește din cartea profetului Isaia și după aceea ne spune același evanghelist Luca că toți din sinagoga, auzind acestea, s-au umplut de mânie și sculându-se, l-au scos afară din cetate și l-au dus până pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. Mi s-a părut extraordinar că avem în Evanghelia, deci după Luca, pe de-o parte, capitolul 4, versetele 28-29, aceea o presiune pe care o pune mulțimea asupra Mântuitorului Iisus Hristos, dar e o presiune de o natură diferită de data aceasta, pentru că e presiunea prin care îl scot pe Mântuitorul Iisus Hristos din sinagogă și îl alungă afară din cetate. Este mai degrabă asemănătoare cu momentul în care întâlnim același verb, spuneam în Evanghelia după Luca, în capitolul 23, versetul 23, deci spre sfârșitul Evangheliei și spre sfârșitul activității Mântuitorului, unde ni se spune despre mulțimi că ei, dar ei, zice aici, stăruiau cerând cu strigăte mari ca el să fie răstignit și strigătele lor au biruit. Stăruiau, puneau presiune. Deci e aceeași mulțime care pune presiune de data aceasta, nu pe Mântuitorul Iisus Hristos, ci pune presiune pe Pilat, atunci când îi cer lui Pilat să-l răstignească pe Mântuitorul. Deci, nuanța aceasta de, de a pune presiune, pentru că întâlnim mulțimile de data aceasta, întorcându-mă la textul Pericopei, în capitolul 5, întâlnim mulțimile care uh, pun presiune pe Mântuitorul pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Dar presiunea, spuneam, este oarecum diferită. Pentru că dacă mergem la sensul propriu al verbului, înțelegem că, de fapt, presiunea pe care o pune mulțime era o presiune mai mult uh, manifestată printr-un gest mulțimile acelea care veneau după Mântuitorul Iisus Hristos frapate de minunile pe care le, le făcuse, vindecarea soacrei lui Petru, vindecarea unor demonizați și demonii care strigau și mărturiseau că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ei bine, mulțimile acestea ce fac? Merg împreună cu Mântuitorul până pe malul genizaretului și presiunea pe care o pun este în faptul că ei se așează. Ei s-au așezat deja pe jos, în jurul Mântuitorului și... L-au obligat oarecum să le vorbească. S-au așezat cu scopul acela de a asculta Cuvântul lui, lui Dumnezeu, s-au așezat comod, s-au așezat fiecare așa cum a putut, astfel încât, de fapt, presiunea lor nu este atât o îmbulzeală fizică pe care ei o pună asupra Mântuitorului, o presiune fizică pe care o pun asupra Mântuitorului, cât mai ales este o. Invitații, haideți să spunem așa, prin poziționarea lor trupească, în mod concret, adică ei s-au așezat în jurul mântuitorului, s-au așezat pe iarbă și i-au spus, de fapt, prin gestul lor, un limbaj al, al trupului, prin limbajul trupului au spus Mântuitorului Iisus Hristos, iată, noi suntem pregătiți să te ascultăm. Gestul lor îl face pe Mântuitorul să se orienteze către corăbile acelea de pescar prezente acolo în Capernaum, pe malul Genizaretului și să Apeleze la, astfel, la aceste corăbii, să urce și de acolo să vorbească mulțimii. Mi se pare foarte interesant din acest, din acest episod faptul că omul poate uneori să pună presiune asupra lui Dumnezeu și să-l invite, să-l oblige, de ce nu? pe Dumnezeu să grăiască, pe Dumnezeu să-i vorbească. E o, e o imagine asemănătoare oarecum cu ceea ce întâlnim în, într-una din cărțile Vechiului Testament și nu e vorba doar de un verset anume sau de un capitol anume, e vorba de o carte întreagă în cartea Iov, acolo când Iov, personajul principal, pune această presiune asupra lui Dumnezeu și îl provoacă pe Dumnezeu din înaltul celui să răspundă și vedem în cele din urmă că însuși Dumnezeu îi răspunde omului atunci când omul îl invită și îl provoacă pe Dumnezeu să-i vorbească. Deci, dincolo de invitația și de chemarea apostolilor și de pescuirea minunată, această pericopă evanghelică vorbește Cred, printre altele, de modul în care omul, prin atitudinea lui, prin poziționarea lui, prin dorința lui, îl poate provoca pe Dumnezeu în cele din urmă să-i vorbească.